este Monica Stănescu și sunt producătorul acestui site. Țin să vă mulțumesc personal, în primul rând, celor interesați de educație, apoi celor interesați în mod special de dezvoltare personală și educație spirituală. Pe de altă parte, sunt profund recunoscătoare celor care dau like-uri, apoi celor care s-au abonat la acest canal și poate, în primul rând, sunt recunoscătoare celor care partajează informațiile publicate aici. Vă mulțumesc din suflet pentru tot ceea ce faceți. O săptămână luminată! Bine te-am găsit! În cursul 30, creierul semnale, atitudini și acțiuni, am prezentat informațiile referitoare la creierul reptilian. În acest curs, cursul 33, semnale, atitudini și acțiuni 2, creierul limbic, vom discuta despre creierul limbic. Așa cum am mai menționat, creierul limbic este o formațiune neurală foarte veche și face parte din ceea ce se numește palebocortex. Creierul limbic are multe funcții importante, între care reproducerea speciei, circulația și gestionarea umorilor apasă și, în fine, poate cea mai semnificativă grupă de funcții este legată de gestionarea emoțiilor atât din perspectiva corpului fizic, atenție, cât și din perspectiva corpului energetic, foarte important. Am mai vorbit despre emoții și creierul limbic în cursul 11, emoțiile, cursul 12, emoțiile și creierul limbic și cursul 22, vibrațiile fundamentale 2, descriere. Deci, îți recomand să le revezi, deoarece voi omite acum ceea ce am discutat în acele cursuri, și va fi dificil de înțeles fără acele informații. Acest curs este o mică completare a ceea ce am prezentat în cursurile menționate. Emoțiile ca semnale. Emoțiile sunt un complex de semnale și pot fi studiate din două perspective care se completează reciproc și corespund unor domenii de frecvență diferite, respectiv perspectiva corpului fizic și perspectiva corpului energetic. La nivel fizic, vorbim despre molecule, radicali moleculari și ioni, care au rolul de a codifica informații, mesaje, prin însă structura lor, atât chimică, cât și spațială, și respectiv de a transmite anumite mesaje în corp, de la și către organe, țesuturi și respectiv celule. Umorile apoase din organism, cum sunt sângele și limfa, constituie atât un sistem de transport de materiale, cât și de energie și informații, care sunt codificate în însăși structura moleculelor, a radicalilor moleculari și ionilor care circulă în organism. Apa, după cum se știe, reprezintă circa 78% din masa corporală, deci circulația lichidelor este extrem de importantă. Vorbind despre lichide, soluții, electroliți, molecule, radical molecular, ne situăm în zona corpului fizic și a legilor fizicii clasice ale mecanicii. Putem însă vorbi la această scară dimensională doar despre fenomene guvernate de legile mecanicii clasice și a chimiei moleculare? La acest nivel de rezoluție,
procesele electrochimice și, prin urmare, modul în care interacționează câmpurile electromagnetice asociate acestor componente fizice, molecule, ion, etc., au o însemnătate extrem de ridicată. Astfel, ceea ce numim emoții, în fapt, reprezintă felul în care percepem noi variațiile câmpurilor electromagnetice ale acestor molecule, radicali, moleculari și ioni, și care prin însăși faptul că circulă prin organismul nostru, produc schimbări, interferează și interacționează cu alte câmpuri. Aceste deplasări ale energiilor și ale informațiilor le interpretăm ca fiind emoții. O comparație plastică foarte utilă este cu a unei orchestre care interpretează o partitură. Este o muzică foarte specială pe care noi o numim emoții și suma tuturor acestor emoții formează corpul emoțional, care este o componentă, am putea spune un țesut sau un strat al corpului energetic. Întrucât corpul energetic se extinde mult în afara corpului fizic, este extrem de important să învățăm să îl cunoaștem, să îi înțelegem limbajul de comunicare, întrucât este comun la toate viețuitoarele. Este necesar să învățăm despre corpul energetic, tot așa cum învățăm despre corpul fizic, cu atât mai mult cu cât contactul dintre corpul energetic a doi oameni se realizează la distanță relativ mare față de pozițiile curente ale corpurilor fizice care le generează și cărora le aparțin. Astfel, ceea ce numim simpatie spontană este de fapt semnul unei compatibilități energetice ridicate, așa cum antipatia spontană este semnul unei incompatibilități energetice. Iată deci un prim motiv important pentru care este necesar să ne cunoaștem emoțiile. Ele ne permit să cunoaștem fragmente ale realității, înainte însă de a avea un contact fizic, vizual de exemplu, cu acea realitate, contact care ar putea fi dăunător. Dau un singur exemplu. Senzația numită fierbinte, care reprezintă căldura degajată de un obiect a cărui temperatură este mult mai mare decât a mediului ambient și care, dacă este neglijată, poate fi o sursă de accidente cauzatoare de răni și suferință. Arsuri. Semnale și acțiune. Așa cum am expus și în cursurile anterioare, există o serie de semnale care determină acțiuni precise, programate biochimic. Se cunosc în prezent 60 de astfel de substanțe care se numesc generic neurotransmițători. Dintre cele mai cunoscute sunt cortizolul, adrenalina, noradrenalina, dopamina, oxitocina. Prezența în organism a anumitor cantități din fiecare substanță din această categorie declanșează o serie de acțiuni preprogramate. Pot fi aceste acțiuni automate, înlocuite, schimbate. Ei bine, experimentele științifice demonstrează cu claritate că modul de gândire poate influența semnificativ cursul acțiunilor noastre. Astfel, cunoașterea, conștientizarea emoțiilor și a efectelor lor specifice asupra noastră, asupra atitudinilor noastre, care în final determină răspunsul nostru la un stimul intern sau extern, fie se traduce printr-un răspuns automat, reacție, preprogramat biochimic via neurotransmițători, fie se traduce printr-o acțiune, adică un răspuns propriu care este posibil să se opună răspunsului automat determinat biochimic. Acest tip de răspuns, acțiunea conștientă,
presupune existența unei experiențe anterioare și dezvoltarea capacității de a lua și executa decizii, adică a transforma o decizie luată în acțiuni efective, concrete. Creierul limbic, din perspectivă decizională, are un mecanism rudimentar de decizie, bazat pe cuplul plăcere, durere, recompensă, pedeapsă, cu intensități diferite și, prin urmare, nuanțe variate. Este un mecanism care s-a dovedit eficient în conservarea speciei de-a lungul a sute de milioane de ani, de unde și dificultatea de a acționa diferit de răspunsurile preprogramate. Totuși, este important să ne amintim tot timpul faptul că deosebirea dintre un animal oarecare și o ființă umană este tocmai capacitatea de a crea răspunsuri diferite în situații diferite. Scopul principal al creierului limbic este de a asigura reproducerea speciei și pentru asta folosește o gamă destul de largă de semnale pe care le interpretăm ca fiind emoții. Unele emoții le percepem ca fiind negative, altele ca fiind pozitive. Felul în care percepem aceste semnale însă depinde covârșitor de experiența noastră de viață și de narațiunile, adică poveștile, pe care le-am asociat cu fiecare emoție, respectiv semnal în parte, pe calea experimentării directe. Ca o concluzie a acestui curs, voi spune că o ființă care este comandată de creierul limbic se află pe cel de-al doilea nivel de conștiință, cel al instinctului de reproducere. Aceste ființe urmăresc plăcerea fizică și mai ales emoțională și tot ceea ce poate reprezenta pentru acestea plăcere. Fug de ceea ce apreciază că le-ar produce durere și au un singur scop în viață, acela de a face copii, adică de a-și satisface instinctul de reproducere. Astfel de oameni, în general, trăiesc fără a interesa sensul vieții și fără a interesa să aibă un scop în viață. Această afirmație poate fi verificată foarte ușor prin rata crescută a divorțurilor parteneriatelor încheiate la vârste mai mici de 28 de ani, vârsta la care se maturizează corpul de coeziune sau corpul iubirii. Mă opresc aici cu acest curs și îți urez atât eu cât și cu echipierii mei săptămână luminată. Să ne vedem cu bine diseară la webinar și sâmbătă viitoare la următorul curs. Thank you.